Ne îndreptăm spre dezastru și spre necunoscut. România intră în cod negru de pandemie și în câteva zile vom depăși 4.000 de noi infectări pe zi. Bucureștiul e acum epicentrul crizei sanitare, cu o situație aparent mai gravă ca Suceava în primul val. Iar realitatea întrece orice calcul de pe hârtie. Depășiți de situație, politicienii par să rezolve situația din pix și umblă la cifre. Suntem la o situație în care începem să ne necăm, dar valul va continua să crească. Se aglomerează foarte mult. Sunt și câte 10 ambulanțe în curte, fiecare dintre ele cu câte 3-4 pacienți, așa că ajungem și la 50 de pacienți care stau și așteaptă să li se facă spitalizarea de zi. Nu avem efectiv unde să-i punem. Facem o radiografie, să facem niște analize, investigații pentru pacientul adus cu ambulanță. Domnul este pozitiv COVID, nu? Este pozitiv COVID, într-o stare bună. E stare de asediu în spitale, iar medicii sunt copleșiți. Cifrele arată o explozie de infectări în ultimele 24 de ore. Peste 2.000 de cazuri la doar 10.000 de teste prelucrate. Enorm, spun specialiștii. Devine destul de clar că numărul de cazuri crește în fiecare săptămână cu 25% față de săptămâna trecută. Capitala se apropie de pragul de alarmă de 3 la 1000 de locuitori. Alte două județe au depășit incidența de 2 la 1000. Județele Iași, Prahova și Bacău sunt în top cu cele mai multe cazuri noi de COVID. Medicul Octavian Jurma analizează cifrele de la începutul pandemiei. A fost primul care a prevăzut că vom ajunge la 3000 de infectări pe zi. Acum are un nou avertisment. Ne așteptăm la un vârf care să depășească 4.000 de cazuri în această săptămână și destul de precis acest lucru se întâmplă miercurea sau joia. Bucureștiul se află într-o fază ascendentă foarte crescătoare. E un semnal de alarmă. Acum riscă să devină campionul european la infectări. Se întâmplă mai repede lucrurile decât cel mai pesimist scenariu la care am îndrăznit eu să sper. Iar măsurile care ar putea face diferența întârzie. Acum, la Palatul Victoria, lupta se dă la nivel de cifre. Bucureștiul, aflat extrem de aproape de o rată de infectare vecină cu noua carantină, ar putea fi reevaluat și ajustat din calcule. Nu vă ascund faptul că am solicitat totuși o evaluare mai apropiată de realitatea numărului de oameni care trăiesc în București. Pentru că numărul de oameni care trăiesc în București e mai mare decât datele care le avem, fie de la INS, fie de la evidența populației. Dar trebuie o bază științifică solidă pentru a stabili acest număr. Trebuie scoase focarele din evaluare, trebuie evaluat strict nivelul de răspândire în comunitate. Și asta ce ar însemna? Aveți deja pregătit un studiu, aveți deja niște calcule, ar însemna că ar scădea, nu știu, sub 1,5, am putea să ajungem să fie sub 1,5 pe București? Evaluarea o face Institutul Național de Sănătate Publică împreună cu Direcția de Sănătate Publică. Eu nu pot să vă spun acum. La o rată de infectare de peste 3 la 1000 de locuitori, capitala e dincolo de orice scenariu prevăzut de guvernanți. Cu alte cuvinte, intrăm la propriu în scenariul negru. Doctorul Jurma atrage atenția că nu suntem departe de situația dramatică a New Yorkului, cu spitale copleșite și număr record de bolnavi în stare gravă. De zilele următoare depinde dacă vom ajunge acolo și dacă Bucureștiul va intra în carantină pentru a preveni dezastrul.